Așadar, în centrul preocupărilor acestor băieți, nu este cetățeanul. Nu sunt nevoile cetățeanului pentru un trai decent. Deloc. Pe ei îi interesează cifrele mari. Pibu. Pibu, mă. Deci rahaturile astea care n-au nicio legătură cu bunăstarea cetățenilor. De ce fac ei asta? Pentru că sunt foarte slabi. Sunt lipsiți de educație, de lecturi, de viziune. Sunt în afara marilor discuții și a marilor preocupări din lume. Niște populiști care le spun oamenilor că ei nu sunt populiști. Ăsta e discursul cu care Ciolacu speră să fie ales. Cu care toți ăștia speră să-i mai fenteze încă o dată pe români. Și probabil că o să le meargă.